Mamă, dar nu mai găsesc mâncați și pula ta numărul. Că l-am sunat și ăștia ajung în 20 de minute, cam așa. Alo? Salut! Păi, a fost unde a sunat, mă, frate? Dar nu ți-am zis, mă, că e afiș pe ușă? Ți-am zis... Păi, dar de ce n-a sunat? Ți-am zis expres să sune! Cum se poate ca retardații ăștia de mă sună, de vin de la oriunde și sună cu afișul pe ușă și vouă care vă zic în mod expres să sunați pe ușă, că e afiș pe ușă, că vreau să... că mă disperă ăștia cu comenzile și cu d-astea? Voi nu sunați! Unde a sunat? Unde a sunat? Bă, mă sună pe telefon? Păi nu pot să sun nici pe telefon, că mă sună și pe telefon 50 de oameni. Te-am rugat în mod expres, știe prea bine ușa băiatul ăla, că a venit de zeci de ori. Îmi știe și mie prea bine vocea, îmi știe toate cele. Dacă v-am rugat în mod expres, ce să fac? Poftim? Păi unde să mă sune? N-are unde să mă sune, ți-am zis să sune la ușă. L-a sunat la nicio ușă, frate, că am deschis la toată lumea la care... Cum să sune, mă, frate, că am răspuns aici la... Păi e repoject automat, frate, am 20 de comenzi astăzi. E un retardat care îmi știe adresa și îmi trimite comenzile, dar nu înțeleg, nu a sunat băiatul ăla, crede-mă pe cuvânt. Că am deschis la toți. Care am pus afișul special să nu sune și v-am zis să sune la ușă el. Că suntem de aici, din cartier, ce dracu. Zici că e prima oară când comand de la voi. De asta v-am și zis în mod special. Bă, dar cum se face că fix care trebuia să sune, el n-a mai sunat? Adică știți prea bine, cred că mă cunoaște și voi și mă cunoaște și băiatul ăla și vă știu și eu pe voi pe toți. De asta v-am și zis în mod special. S-a răcit burgerul ăla, ce s-a întâmplat cu el? nu pot să cred așa ceva. Nu pot să cred așa ceva. Păi dar n-a sunat, frate, n-a sunat, crede-mă pe cuvânt că am deschis la toți care a sunat, că care au sunat, că mi-era foame și ți-am... Păi știu, te cred că nu e de mâncat, de ideea era să-l mănânc eu. Ideea era să-l mănânc eu. Ideea era să... Păi nu e nicio problemă, frate, să vină băiatul ăsta și să sune la ușă, frate, care... sau mă sunai tu de pe numărul ăsta de pe care te sun, că da... Deci eu resping toate apelurile care nu sunt în agenda. Am înțeles, dar nu e problemă, dar să vină, trebuia să vină să sune aici, crede-mă că n-a sunat băiatul ăla, mă crezi pe cuvânt că n-a sunat? Mă crezi pe cuvânt? Mă crezi pe cuvânt că n-a sunat? Crede-mă că nu stau să pun oamenii aiurea pe drumuri, știi? Da. Bine, hai, te rog eu mult să nu ieși de dozele alea de cola. Da, unde e ușa cu afișul, frate? Dar să ia și să sune el, că de asta v-am zis în mod special. Bine, hai, mersi frumos, salut. Coaie, băi, deci nu se poate, mă, sunt blestemat, coaie, fix ăsta de trebuie să sune. M-a sunat ăsta, acum avea 30 de butoaie de alea de vin, ești nebun? Scria mare afiș pe ușă, nu suna, nu nimic. Cu butoaiele de vin el sună. A venit ăla de la KFC, nu am zis nimic. El sună. Ăsta cu burgerul, dar îi zic în mod special, sună mă la ușă, mă frate. Stai mă că luăm afișul cu aia până vine ăsta, ești nebun. Mamă, eu fac pe aia, îi fac dublu fake, îi iau afișul de pe ușă să nu mai știe care e ușa? O facem pe aia? O facem pe aia dublu fake?